prezentăm un nou concurent, doamnelor și domnilor! Intră în arenă Floarea Popescu! Floarea! Bine ai venit, Dămâna! Vino lângă mine, te rog! Bună, Andrei! Bine ai venit, Floarea! Bine v-am găsit! Te flori, ești sărbătorită! Sunt prima! Ești prima pe Floarea, listă! Floarea! De unde vii, Floarea? Din București! Din București, cu ce te ocupi? Sunt contabil! Opa, bănuți! Da, bănuți! Bam, bam, bam! Bănuți, am avut o afacere pe care am închis-o. Opa, cu ce te ocupi? La ce? O patiserie, în incinta metroului. Foarte tare! Da. Ai stat acolo, în subteran, mult? Sau erai doar patronat și vindeai? Câteodată, da. Da. Îmi pare rău că ți-ai închis business-ul, dar e bine, până la urmă ai rămas, muncești. Asta-i, sunt acasă. Da. Ești de acasă, faci? Contabilul familiei. Ce contabil familiei. Foarte tare. Spune, ce ți-ai dorit să câștigi la noi? O mașină, o excursie, orice. O excursie. O excursie să te relaxezi. Da. Da? Da. Bine, ai emoții pentru azi? Am. Puțin tele. Le lași la mine? Și le acolo câștigăm. Le dăruiesc. Da? Bine, dăruiește-mi-le și baftă multă, Floarea. Hei, bun venit în echipa câștigătorilor. Bine te-am găsit, Liviu. Da, m-ai găsit bine. Nu știu voi cum sunteți, pentru că mai sunt două licitații, după care se închide. Se închide la pâine, știi? Și nu mai... Gata, s-a terminat. Mergem în continuare, licitația numărul 2. Da, la a doua licitație de astăzi avem ceea ce se numește un aparat de luat decizii. Cei drept te ajută doar dacă tu crezi în soartă. Dai drumul la bilă și aia e. Ce-o fi, o fi. Cât să coste așa ceva? Și e un yes, try again, nope, maybe, no way. Claudia. 79. 67, Floarea. Floare de colț. Ia să vedem. Maria cu 50 s-a apropiat cel mai mult. 59. Bună, Maria. Bună. Deci tu în Italia vindeai mici. Da. Mamă, le făceai tu micu acolo sau aduceai din România mici? Nu, nu-i preparam noi, era un depozit de unde îi achiziționam. Și să știi că italienii sunt foarte încântați de micii noștri. Extraordinar! Ha, ha, ha! Ce altceva mai vindeai? Conserve, salam, pufuleți. Tot ce ține de pufuleți, da. Semințe. Semințe, stătea românul la bancă, uite și pe italianca asta. Și mișcarea era tot de... Exact. Deci nu a mers, mergea în magazinul, nu? Da, mergeam. Dar nu mergea soțul. Ei, soțul a vrut în România, până la urmă. Și a fost bine. Foarte bine, suntem foarte mulțumiți, foarte încântați. Ia uite bine, și băiatul, nu ai un băiat mare? Ce vârstă are? Am un băiat și o fetiță. Ce vârstă au? Băiatul 12 ani, iar fetița 10. Să străiască, să fie, nu-i păcat să nu crească în România noastră. Să vadă ei țara asta unde noi suntem, ne iubim între noi, noi nu suntem reci. Cu cine ai venit? Cu mama și cu fratele meu. Și fratele acolo, uite, e bucuros că ai venit acasă și mama să rămână. Dar ce seamănă mama cu fratele? Bine, tu nu prea... Seamănă la tata. Așa se zice, fata cu tati, mama cu băiatul, da, dreptate. Al doilea joc îl jucăm în momentul de față cu Maria. Prețul cel bun! O nebunie de joc, 4 cifre, cartonașe peste cartonașe. Te uiți la noi, ne urmărești? Da. Da? Da. Te uitași din Italia? A, de când ești acasă? De un an jumate, un an și exact, de când am început noi. Ce bine, ai prins exact cea mai tare emisiune. Deci, 4 cifre, draga mea, și un premiu, o nebunie. Vrei să aflăm? Absolut. Hai să vedem. Avem un set de mobilier pentru grădină, format din canapea, două fotolii cu perne groase și comode și o masă cu sticlă, joasă și cochetă. În plus, mai dăm un grătar pe cărbuni cu o poliță laterală pentru gătit. Să vii un pic să le vezi, că trebuie să te gândești la un preț, știi? Un preț pe care tu trebuie să mi-l spui din cartonașe.
Ia fii atent, prețul este pe aici, pe undeva. Tu îmi spui și eu îl pun unde trebuie. Câte un cartonaș? Ai 4-6. Oho, o grămadă. Stai la curte sau la bloc? La bloc, dar ne construim casa acum. Fa, mă nebunie! La fix, bă, cum ne gândim noi pentru toată lumea. Cât să fie? Nu mă ajutați. Nu nimeni nu mă vrea. Tot? Ok. 52. No. Ah. Stai să mă uit mai bine. 45. Te-ai gândit bine, da? Zic că da. Nu ajută frățiorul, mami, ia să vedem. Mai ajută lumea. Publicul. Yeah, 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 yeah! Acum doar așa, for fun. Unde să fie 45-ul? La început sau la final? Nu contează că oricum îl pune unde trebuie, da? La final. Nu. La început. În față, în față, îmi spune mama. În față atunci, la început. Ai dreptate. 40. 40. Hai să vedem. Nu. No! Mai ai șanse, mai ai două șanse, mai avem. Ha, ha, ha. 29. 29 odată, 29 de două ori, 29 de trei ori. De ce oare spun? E la licitație, mă. Așa fac ea la licitație. Dar nu știu ce spun înainte de licitație. Ai grijă că mai ai o singură șansă. Mergem pe mâna fratelui meu. 25. Oare? Nu. Nu. N-are nimic. Niciun fel de problemă. '98 era aici, draga mea. Ok. Da. Din păcate, vezi? Vezi? Că totul e pe bune, doar că trebuie să știi un pic cu prețul. Ne vedem în finală cu Maria. Voi rămâneți alături de noi pentru că mai avem un singur concurent. Și ajungem acolo unde ne place.